Drumurile naționale care străbat județul Gorj și care înregistrează degradări importante ce pot pune în pericol siguranța circulației rutiere sunt reabilitate. Directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, Bogdan Bratu, a declarat că deja se lucrează pe anumite tronsoane. Merg într-o vizită de lucru acum, am avut o mică ședință cu domnul prefect de la județul Gorj și merg într-o vizită pe 66, să văd stadiul lucrărilor, unde suntem în termen cu ele până în iarnă, sper să terminăm tot ce ne-am asumat. Lucrăm la marcaje, mai sunt unele porțiuni de covor de terminat stratul de uzură și pe urmă merg pe șaptea, care acest drum este în subordinea secției de drumuri Gorj. Este drumul acela de la Petroșan la obârșia Lotrului, unde este intrat în reabilitare totală și sper că cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă timpul ne lasă, să-l terminăm de asfaltat. Directorul DRDP Craiova spune că reabilitarea celor două drumuri naționale aduce un plus județului Gorj.